Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Incendiu de la o afumătoare într-o gospodărie din Baia de Fier. Concert și foc de artificii pe insulița Jiului în noaptea dintre ani. Basketbaliștii gorjeni au cedat la Pitești. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Baia de Fier. Potrivit ISU Gorj, flăcările au fost declanșate de o afumătoare. Au intervenit pompierii din Novaș cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Ulterior au mai fost alocate încă două autospeciale la fața locului. La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta atât la acoperișul casei, cât și la anexa din imediata apropiere a construcției. Din fericire, nu au existat persoane rănite. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul verzii de intervenție Novaci, în sprijinul cărora au fost direcționate câte o autospecială de stingere din cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență ale comunelor Baia de Fier și Polovaci. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la anexă și acoperișul construcției. Pompierii militari au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite. Din fericire, nu au fost victime, cauza probabilă a incendiului fiind utilizarea focului deschis în spații închise, mai exact de la o afumătoare. Polițiștii au dispus arestarea preventivă a unui bărbat de 38 de ani din comuna Câlnic, acuzat că a lovit un pieton cu o mașină și a fugit de la locul accidentului. Potrivit IPJ Gorșel, în cauză ar fi acroșat cu oglinda retrovizoare dreapta un bărbat de 76 de ani din comuna Runcu. Bătrânul se angajase în traversarea străzii pe o trecere de pietoni. La data de 12 decembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorș un bărbat de 38 de ani din comuna Câlnic, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Bărbatul, în timp ce se deplasa pe drumul județean 672C Runcu, din direcția satului Runcu către drumul național 67D, a acroșat cu oglinda retrovizoare dreapta un bărbat de 76 de ani din comuna Runcu, care s-a angajat în traversarea străzii prin loc permis, marcat și semnalizat corespunzător, iar după producerea evenimentului a părăsit locul faptei. La data de 13 decembrie anul curent, bărbatul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, față de acesta fiind dispusă măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Un gorjan a fost reținut de polițiști pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe după o altercație ce a avut loc în stația Peco din Motru. În noaptea de duminică, pe fondul unui conflict spontan, un motrean în vârstă de 52 de ani ar fi exercitat acte de violență asupra unui tânăr de 30 de ani. La data de 12 decembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 52 de ani din localitate, bănuit de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Din cercetările efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că bărbatul, în timp ce se afla într-o stație de carburanți de pe raza localității, a avut un conflict spontan cu un tânăr de 30 de ani din municipiul Motru, în urma căruia a exercitat acte de violență asupra acestuia. În cursul zilei de astăzi, bărbatul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri corespunzătoare. Un grav accident rutier s-a petrecut în weekend în stațiunea Ognele Mari din județul Vâlcea. Două persoane au fost rănite. Potrivit IPJ Vâlcea, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat într-un cap de pod. În urma impactului, două dintre cele trei persoane aflate în mașină au rămas încarcerate. La fața locului s-au deplasat pompierii cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță smurt. Victimele au fost extrase din autoturism în stare de conștiință și transportate la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Vâlcea. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Totodată, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au dus la producerea accidentului. 11 percheziții au avut loc în această dimineață la două centre de vaccinare din Râmnicu-Vâlcea, precum și la cabinetele mai multor medici de familie și la locuințele unor persoane fizice.
Anchetatorii spun că în acest caz vorbim despre mafia certificatelor verzi ilegale din Vâlcea. În aceste cazuri există suspiciuni că vaccinarea s-a făcut la chiuvetă, adică serul a fost aruncat în loc să fie injectat. Apoi persoanele respective ar fi beneficiat de adeverință de vaccinare. Faptele au fost înregistrate anul acesta. Au fost vizați mai mulți medici și asistente care lucrau în cabinetele de vaccinare din Băbeni și Mihăiești, dar și câțiva medici de familie din județ. De la Mihăiești au fost ridicați 3 medici și 5 asistenți, ei fiind duși la audieri. Primăria municipiului Târgu Jiu va organiza un spectacol de revelion. Astfel, după un an de pauză, târgujenii vor avea parte de un concert și vor putea asista la un impresionant foc de artificii. În condițiile în care va ploua, concertul se va desfășura în cortul de pe insulița Jiului. Mai apoi, la miezul nopții, târgujenii se vor putea bucura și de un foc de artificii. Este o schimbare de situație, întrucât numai târziu de săptămâna trecută, primarul Marcel Romanescu anunța că nu ia în calcul organizarea unui foc de artificii în municipiu. În condițiile în care vom avea precipitații sub formă de ploaie, vom muta evenimentul în cortul de pe insuliță. E un cort pe insuliță pe care nu trebuie decât să-l acoperim, cortul unde se organiza înainte o parte din zilele municipiului Târgu Jiu. După care, la ora 11 și jumătate, se încheie acel spectacol, care va începe la ora 20:30, și ne vom muta pe insuliță, unde va fi focul de artificii, la fel ceva special pentru noaptea dintre ani. Am luat legătura cu societatea cu care noi colaborăm pentru organizarea evenimentelor și ne-au pus la dispoziție câteva nume mari. Nu pot să vi le dau în momentul de față, o să le fac publice în momentul în care se semnează contractul, pentru că n-aș vrea să stric surpriza. În momentul în care anunți solistele care ajung la Târgu Jiu, riscul cel mai mare este ca să vină altcineva cu o altă ofertă și să rămâi fără ele. Așa că prefer, în momentul în care vom semna contractele public, o să anunț exact numele care vor ajunge la Târgu Jiu. Amintim că guvernul a dat undă verde organizării de petreceri în perioada sărbătorilor de iarnă. Prima săptămână fără proteste sindicale în piața prefecturii din Târgu Jiu. Pichetarea sediului prefecturii Gorj a fost suspendată pentru o perioadă de timp. Liderii de sindicat au decis să poartă o serie de discuții cu politicienii responsabili cu modificarea legii 197 din 2021, privind reducerea vârstei de pensionare la nivelul complexului energetic Oltenia. Chiar săptămâna aceasta, o delegație sindicală se va deplasa la Parlament pentru mai multe întâlniri cu șefi din Ministerul Muncii, precum și cu parlamentari din județul Gorj. Legea 197 nu se aplică în momentul de față. Este pregătită o nouă lege de completare a actului normativ. Vești bune pentru angajații complexului energetic Oltenia. În data de 13 decembrie este programată încasarea lichidării la salariu. Este anunțul făcut de administrația companiei. Mai este de achitat avansul la salariu. Acesta va fi plătit în jurul datei de 20 decembrie. Astfel se va încheia înainte de Crăciun plata tuturor veniturilor către salariați în anul 2021. Se anunță război din partea primarului din Peștișani, Cosmin Pigui, care face acuzații dure privind activitatea desfășurată de obștile din localitate. Acesta spune că se exploatează de mai bine de 10 ani ilegal sute de hectare de pădure. Cosmin Pigui spune că de peste 10 ani, obștea moșnenilor topeștene de Amare exploatează ilegal aproape 400 de hectare de pădure, fără documente de proprietate și fără ca garda forestieră să deranjeze în vreun fel ilegalitățile sesizate. Edilul spune că reprezentanții obștii au făcut rost de amenajamente silvice prin fals și uz de fals. Prima situație este cea a obștei moșnenilor topeștene de Amare, o obște care de peste 10 ani exploatează ilegal circa 400 de hectare de pădure, neavând documente de proprietate și obținând amenajamente silvice prin fals și uz de fals. M-am sesizat asupra acestei situații în momentul în care s-a dus la instituțiile statului, au făcut amenajament silvic și au obținut avize de la instituțiile statului, apelând la documente false sau nule. De asemenea, acesta mai spune că obștea reclamată are un statut incert, iar mai nou a fuzionat cu obștea Peștișani, făcând împreună ilegalități chiar cu buna știință a instituțiilor statului. La fel și la obștea Peștișani se lucrează pe un statut fals, care nu a fost depus niciodată la judecătoria Târgu Jiu, deci un statut nelegal, statutul care, după care ar trebui să funcționeze una dintre cele mai mari obști din România, nefiind legalizat de acceptat de judecătoria Târgu Jiu.
Primarul Cosmin Pigui continuă cu acuzațiile și spune că această obște a construit de sute de miliarde drumuri și alte construcții civile, toate fără autorizație. De asemenea, acesta a mai declarat că Primăria Peștișani a trebuit să aplice amenzi, să facă sesizări pentru dosare penale conform legii 50, legea construcțiilor. Pentru unele construcții s-a dispus demolarea, iar pentru unele au fost făcute dosare penale. Această obște, în care sunt și eu membru, și sunt membru semnificativ și mă interesează pentru că este și averea mea, a construit de sute de miliarde drumuri și alte construcții civile, toate fără autorizație. Primăria Peștișani a trebuit să aplice amenzi, să facă dosare penale conform legii 50, legea construcțiilor, dar unele până acum, la unele construcții s-a dispus demolarea, la altele sunt dosare penale. Inclusiv păstrăvăria obștii nu a fost niciodată înregistrată la Primăria Peștișani, n-au plătit niciodată impozite pentru o pensiune și pentru o păstrăvărie, n-a fost finalizată niciodată în actele obștii și nu s-a făcut o recepție finală la aceste construcții, deși ele au fost băgate în circuitul comercial, industrial, au produs venituri, dar de asemenea nu au obținut avizele necesare de la instituțiile statului, gen Apele Române, Mediu și alte instituții. Pigui cere ca Garda Forestieră și celelalte instituții ale statului să se implice și să verifice acuzațiile de exploatare ilegală a pădurilor. Eu aș dori ca Garda Forestieră și celelalte instituții să se implice în cazul obștii Măjinilor Topeșteni și obștii Peștișani, întrucât acestea exploatează ilegal păduri care nu sunt ale lor. Până la ora difuzării acestui material, Ion Poenaru, președintele obștei Peștișani, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Mii de turiști s-au aflat la finalul săptămânii trecute în stațiunea montană Rânca. La cota 1650 au urcat iubitorii sporturilor de iarnă și au avut motive de bucurie. Aproape toate părțile din stațiune au fost deschise. În al doilea rând a fost foarte multă zăpadă și s-a schiat în condiții de siguranță. Din acest motiv, nici echipele de salvare montană nu au avut intervenții. A fost o singură excepție, respectiv câțiva turiști rămași înzăpeziți cu mașina, dar problema a fost rezolvată rapid. La rândul lor, drumarii au fost permanent la lucru și au acționat pe DN67C pentru a curăța tronsonul dintre Novaci și Rânca. Seria de 4 victorii consecutive a basketbaliștilor gorjeni a fost întreruptă în trivale. CSM Târgu Jiu a fost învinsă de BC Argeș Pitești, scor 82-67. Vizitatorii au fost mai buni doar în primele 10 minute, după care au și intrat în avantaj la cabine, scor 13-19. Din păcate, celelalte 3 sferturi au fost adjudecate de către gazde. De la formația noastră s-a remarcat Brandon Sly, care a terminat meciul cu 26 de puncte. A fost secundat de Ahmed Bashir cu 12 puncte. Dintre jucătorii gorjeni, Octavian Ilie a prins 15 minute pe parchet, timp în care a reușit un punct, iar Mihai Bădiță a bifat alte 5 minute. De la echipa gazdă, Toarlin Fitzpatrick a reușit 21 de puncte și 8 recuperări. Lipsa de eficiență din afara semicercului, dar și liberele ratate i-au costat pe gorjeni, în opinia antrenorului Iordan Kodavitkov. Am jucat 25 de minute un basket bun, dar gruparea din Pitești este o echipă mult mai experimentată, care a reușit să câștige destul de lejer ultima parte. Noi suntem o echipă care ne bazăm foarte mult pe aruncarea de 3 puncte, iar astăzi, din păcate, am avut un procentaj dezastros, 2 din 20. Dacă mai adăugăm și cele 7 libere ratate, este greu de crezut că, în momentul în care ai așa procentaje, poți câștiga pe terenul celor de la Pitești. CSM Târgu Jiu mai joacă un singur meci în acest an. Formația noastră întâlnește pe teren propriu echipa CSM Focșani. Ultima competiție a anului pentru pugiliștii de la CS Pandurii Târgu Jiu a adus și o medalie de aur. Mario Teodosescu s-a încununat campion național. Sportivul pregătit de antrenorul Doru Lezneamț a urcat pe prima treaptă a podiumului la campionatul național de cadeți. În vârstă de 14 ani, pugilistul ce reprezintă CS Pandurii Târgu Jiu s-a impus la categoria 75 de kg. Întrecerea s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii la Brăila. Doru Lezneamț le-a mulțumit pentru sprijin directorului de la CS Pandurii, Mihai Prunariu, și antrenorului Petrișor Gănănău. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!